În 2010, pe râul Unja, care este afluent al râului Volga, s-a întâmplat un caz pur și simplu îngrozitor. O femeie pe nume Vera se scălda în râu, când a observat în apropierea ei ceva necunoscut. Acel ceva înotat spre ea a apucat-o de picior brusc, apoi femeia a simțit o durere acută. Dacă asta s-ar fi întâmplat în mare, am putea bănui că era un rechin. Dar treaba avea loc în râu. Și în loc de rechin, un somn enorm a decis să ia masa cu piciorul femeii. Nu-i dădea drumul până când n-au început să-l arunce de pe piciorul ei cu forța. Mai târziu, medicii au numărat pe picior mai mult de 20 de răni mici, toate de la dinții peștelui. În lista de riscuri intră infecțiile, leziuni ale ligamentelor, leziuni vasculare, hemoragie. Și doar gândiți-vă, toate astea a făcut un somn, acel peștișor care trebuie să se relaxeze pe fundul râului. Dacă e să cercetăm această problemă, devine clar că atacurile de somn au loc mai des decât am vrea să credem. Astfel, în anii 60, nu departe de un oraș din Rusia, Habarovsk, un somn enorm nu doar că a atacat un om, ci l-a și tras sub apă. Nu știm cu ce s-a terminat istoria, dar localnicii au fost nevoiți să apeleze la militari. Probabil că principala cauza comportamentului lor este în dieta pe care o au. Somnii îi mănâncă pe toți. Sincer, ei n-au treabă ce specie e cina lor potențială. Din când în când apar articole în ziare că un somn a tras sub apă un câine de talie mijlocie, că a mușcat un copil. Da, sună ca o poveste de groază urbană. Dar există martori care au văzut cum somnii înghit pui de rațe primăvara sau chiar și indivizi maturi și șobolanii devin victimele lor. Dar chestia e că acești pești sunt destul de inteligenți să-și aprecieze forțele și să construiască strategii adevărate. Tinerii somni creează grupuri, deși nu fac deloc așa ceva la maturitate și vânează porumbeii care vin la mal. Indivizii mai mari urmăresc prada mult timp înainte ca să atace. Somnii vânați undeva prin Franța au stomacurile pline de picioare de păsări nedigerate, deci nu sunt cazuri unice. Somnii în general vânează porumbei. Chiar și pentru cel mai mare somn, omul este o pradă prea mare, dar asta nu înseamnă că nu va ataca. O va face ca să-și protejeze icrele. Nu exagerez când zic că există o mulțime de exemple de atacuri teribile. Nu departe de Lipețk, la fel un oraș din Rusia, trăia un somn enorm. După relatările martorilor, era o creatură într-adevăr uriașă. Mânca toți locuitorii lacului de acumulare, chiar și câinii care ajungeau din întâmplare în apă. Odată peștele a mâncat chiar și un porcușor, care se tolănea în apă lângă mal. Peștele a mâncat un porc! Acum haideți să ne amintim un fapt interesant. Oamenii și porcii seamănă, genetic. Înseamnă oare asta că și noi trebuie să fim atenți când notăm? Imposibil! Am găsit și articole în care se scria că în stomacurile somnilor erau găsite degete de om. Nu, ei nu le mușcă de la oamenii vii, ci de la cei care s-au înecat. Cu cât mai tare se descompune corpul, cu atât mai moale devine și miroase mai puternic. Somnii de la așa ceva sunt super încântați. Asta nu înseamnă că odată ce au încercat gustul de om, vor merge să mănânce oamenii vii. Totuși, în unele ape cu mulți somni e interzis scăldatul. Cum credeți oare de ce? Puțin probabil că autoritățile cred că cineva va călca pe pește și va aluneca. Și cum se întâmplă de obicei, un animal care mănâncă totul primește de la natură un bilet norocos. Începe să se răspândească peste tot. Când cu câteva decenii în urmă, în vecinătatea Chiolnului, pescarii au început să prindă somni, erau surprinși și bucuroși, dovada că apa e curată. Dar brusc, populația somnilor a început să crească. An după an deveneau tot mai mulți și mai mulți. În 2010, din apele Rinului au scos 14 tone de somn. Peștii nu doar că se reproduceau într-un timp record, ci și se răspândeau prin alte ape. Acum acești pești pot fi întâlniți în Europa peste tot. Doar în Scandinavia până nu demult nu se găseau, doar pentru că e prea frig. Temperatura, apropo, este unul dintre motivele răspândirii rapide ale lor. Somnul este iubitor de călduț, așa că e vinovată industrializarea și încălzirea globală, unde fără ea.
Dar și oamenii au participat la asta. Ei liberau special pui de somn pentru ca ei să crească și să-i pescuiască. Cine știa că somnii vor pescui oameni? Ah, și să nu uităm că acești pești sunt longevivi, nu ca rechinii polari din Groenlanda. Dar vârsta unui somn de 150 de centimetri e de 40 de ani. Vârsta celui mai mare individ prins vreodată era de 70 de ani și ajungea la 2 metri lungime. Înțelegeți cât de mare era? Cu așa dimensiune pot să zic eu că poți să-ți permiți să mănânci tot ce vrei. Pe scurt, se pare că somnul crește toată viața, fără vreo oarecare limită. Cu cât mai mare devine peștele, cu atât mai mult mănâncă. Oamenii care nu știu despre capacitatea lor să ajungă la așa dimensiuni, dau vina pe radiație. Păi, pe cine să mai dai vina? Pe radiație și pe poluare! Mai ales atunci când au fost găsiți într-un iaz din Cernobâl. De fapt, radiația n-are nicio treabă aici, ba din contra, invers. Radiația îmbolnăvește animalele și ele nu reușesc să crească. Astfel mor fără să ajungă la maturitate. În al doilea rând, specia prinsă în Cernobâl așa și trebuie să crească, mare. Există dovezi că somni de dimensiuni similare au fost prinși și în alte zone care au un nivel de radiație normală. Acolo peștii erau chiar și mai mari. Pe scurt, somnii radioactivi sunt niște norocoși, au o mulțime de mâncare și zero prădători. Cel mai probabil că peste vreo 10 ani vor deveni și mai mari. Iar cu cât mai mare e somnul, cu atât mai mare e prada lui. De ce să pierzi timpul cu peștii mici, dacă poți să iei masa cu ceva mai hrănitor? Într-un final, somnii vor mânca tot ce le încape în gură. Totul începe inofensiv. De la viermi, moluște, crustacee, insecte, dar când mai crește un pic, în meniul lui apar broaștele, peștii și alți somni. Dieta somnilor giganți include mamifere, păsări și chiar și oi, în întregime. Somnii chiar pot să-și permită toate astea, nu doar din cauza dimensiunii. După cum am mai spus, sunt destul de inteligenți ca să conceapă diferite strategii de vânătoare. Ei chiar știu ce fac. Și chiar și natura i-a înzestrat cu tot necesarul. De exemplu, sensibilitatea lor este foarte bine dezvoltată. Le permite să citească vibrația prăzii. Se adaptează bine la noile surse de hrană când acestea apar. Adică își extind meniul fără probleme. Nu trebuie să crezi că dacă ești nou pe aici, somnul nu te va mânca. Somnii de asemenea adoptă strategii noi de vânătoare dacă e necesar. Ei pot să prindă porumbeii de pe uscat. De asemenea, analizează căile de migrație a somonului sau a heringului, chiar și atunci când dau de ei prima oară. Apoi ocupă o poziție confortabilă pentru vânătoare și vânează cu succes. Iar despre capacitatea de a se uni în grupuri pentru a prinde prada, cred că deja am vorbit. Ei bine, dacă trăiești în apă, unica posibilitate de a te salva de somnul care te-a programat la cină este să nu mai respiri. Iar această specie de somn locuiesc în Oceanul Indian, Pacificul de Vest și Noua Guinee. Se spune că coada lor seamănă cu anghilele, dar mult mai interesante sunt mustățile lungi, care ies din bot. În ele se află receptorii gustativi, care permit animalului să detecte substanțe chimice în apă în jurul său. Sunt atât de sensibile că pot observa cele mai mici modificări de aciditate în apă. De exemplu, cele care sunt cauzate de respirația unui vierme de mare. O expirație și gata, ai fost detectat. Datorită acestei abilități, peștii ăștia pot vâna chiar și într-un întuneric complet. Și apropo, ați auzit despre noodling? Este o metodă de a prinde somnii cu mâinile goale. Un om bagă mâna în gura somnului sub apă și îl scoate de acolo. Dar totul e mult mai complicat decât pare. Mai întâi, nudlerul bâșbâie prin apă pentru a găsi locuința peștelui. Dacă totul merge după plan, somnul îl apucă de mână, iar după asta omul îl prinde cu ambele mâini. Nu știu ce poate să nu meargă după plan, având în vedere istoriile pe care vi le-am povestit despre acești pești. Cel mai mare pericol pentru nudler este înnecul. Dacă lacul e prea mare și nu aveți în apropiere vreun prieten care să vă ajute, un somn mare poate să vă țină sub apă mult mai mult decât puteți voi să vă țineți respirația. Plus că trebuie să fii puternic și rezistent, fiindcă somnul se va opune. Chiar și un pește de 30 de kilograme va fi un inamic la nivel. Nu uitați că e în elementul lui. Mănâncă oi! Printr-o mișcare, somnul poate să rupă omului chiar și coastele.
iar dacă faceți tot posibilul să țineți respirația ca să nu muriți, atunci consecințele pot fi nu chiar bune. Nu degeaba noodling-ul se consideră periculos. Este deosebit de alte tipuri de pescuit. Oamenii literalmente mor de la așa distracție. Din când în când apar și reportaje pe tema asta. Probabil că somnii omoară mai mulți oameni decât știm noi. Oamenii care s-au ciocnit de agresivitatea acestui pește spun că mușcătura lui seamănă cu mușcătura unui cățel căruia i-au ieșit dinții. Dar nu vă grăbiți să credeți că nu e dureros. Somnul nu are colți, dar are dinți pe maxilarul de sus, rânduri de crestături curbate spre interior, proiectate special ca mâncarea ajunsă înăuntru să nu mai iasă. Odată ce apucă omul de mână, peștii presează și se rotesc și e foarte neplăcut. E ca și cum ai băga mâna într-un ascuțitor pentru creioane. Somnul care se agață de om poate să-i rupă pielea. Și vă reamintesc că acești pești iubesc cadavrele, deci dinții lor nu sunt curați. Și când îți pare că întâlnirea cu somnul nu e cea mai faină întâlnire din viața ta, pe scenă apare somnul electric. E capabil să emită descărcări electrice până la 350 de W, pentru a imobiliza prada care nu suspectează nimic. Cu toate astea, peștii nu doar că sunt imuni la propriile descărcări electrice, se pare că nu pot fi deloc loviți de electricitate. Iată așa, mulțumesc evoluției pentru imunitate! Nu de mult, oamenii de știință au comparat reacția somnilor electrici și a peștilor de aur la diversi stimuli, observând mișcările peștilor după expunerea la descărcările electrice atât de la alt somn, cât și de la electrozi. În timp ce peștii de aur erau grav afectați de curentul electric de la somnul electric și complet imobilizați de la electrozi, somnul electric se pare că nu era deranjat de curentul electric deloc. Parcă nici nu l-a observat. De ce se întâmplă asta? Nu e clar, până când nimeni nu știe nimic. Dar se știe că oamenii nu au devenit victime ale somnilor electrici. Ei pot doar să imobilizeze un om. Dar vă amintiți că somnii cresc toată viața, nu? Poate chiar acum undeva înnoată un pește atât de mare încât poate să ucidă. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!